în jos. Cum ești? Foarte bine. Te simți bine? Da. Auzi? Tu ai net? Da. Stai pe net? Stai mult pe net, așa-i? Da. Doriane, stați pe Lidia. Da, bineînțeles. Vara asta, toată România s-a mâniat pentru că un tânăr de 20 și ceva de ani a murit pentru că statul român n-a putut să-i înlesnească transferul în altă țară pentru operație. Era un transplant de plămâni, țineți minte. Toate știrile s-au deschis așa, a fost o nebunie peste tot. Era mânios tot poporul. Uite o altă dovadă de mânie, dacă vreți. E povestea lui Andrei, povestea mamei lui, de fapt. Câți ani ai, Andrei? Am vârstă de 14. 14. Uh-huh. Mare. Mulți înainte sănătoși. E limita de sus de Next Star. Și îmi dau seama după voce care și vocea în schimbare. Da. Arată-mi-l pe tata. Tata e acolo. Arată-mi-l pe... Bună seara! Bună seara! Povestea lui Andrei este una tristă. Despre boală, neputință și moarte. În urmă cu 5 ani, și-a pierdut ființa cea mai dragă, cea care i-a dat viață și a vegheat pașii până la vârsta de 9 ani. Pe mama o durea capul și i s-a spart un cheang de sânge și a intrat în comă. A chemat salvarea, a luat-o și eu nu știam ce se întâmplă, am plâns. Când a fost descoperit anevrismul, doctorul respectiv ne-a spus, verde în față, nu se poate face nimic decât în Franța. Se poate opera anevrismul cu 25.000 de euro, costă toată operația și cu risc, bineînțeles. Nu garanta 100% că reușită operația. Viața unui om, 25.000 de euro. Am încercat formularul de tip A, medical, să mergem mai departe, să găsim bani. Nu s-a putut. Nu erau fonduri, nu erau bani. Pe lista de așteptare. Și am rămas pe lista de așteptare și acum, ca să pot spune așa. Asta e. O spun încă o dată. Așa mi-a zis. România s-a mâniat vara asta pentru că tânărul ăla a murit tot din cauza faptului că statul n-a putut să înlesnească un transfer într-o altă țară. Da, am văzut, am... Urmări. Mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că am putut ajuta un copil să treacă peste un astfel de pas și am reușit să semnăm acel formular și să poată pleca din țară să se trateze. Este un copil care a fost chiar la noi la Nextar, este Victor, pe care îl pup și îl iubesc și îi transmit toată sănătatea din lume. În momentul de față este în Franța, își revine Nextar și cu mine, pentru că el la mine a venit la Nextar, am reușit să-l ajutăm să poată pleca. E adevărat că tu ești fan Dorian Popa? Da. Mă lângă Victor. El e Dorian. Câți ani a avut soția dumneavoastră? 42. Auzi? Când îți e foarte dor de ea? În momentele când merg la mormântul ei și vorbesc cu ea. Atunci. Momentul în care a aflat că mama lui s-a stins a rămas întipărit în mintea și în sufletul lui Andrei. A doua zi dimineață, pe la ora 10, m-am dus la școală. La școală toată lumea era supărată și nu știam de ce. M-am dus la doamna învățătoare, m-am în cancelarie și mi-a spus că mama mea a murit. Eram șocat, nu știam ce se întâmplă și o persoană m-a luat necunoscută și m-a dus acasă. Orele, zilele și anii care au urmat au fost deosebit de grei pentru copilul care s-a trezit fără mamă la doar 9 ani. Andrei, la televizor acum sunt mulți puști, mulți adolescenți, mulți copii care trec exact prin ce treci tu acum. Ce sfat le-ai dat? Părinților, sunt mereu aproape de ei, ca și îngerul păzitor și... N-au plecat niciodată. Nu. Așa, fizic. Așa, puțin. E o plecare fizică, dar în rest sunt pe aici. O simți pe mama, nu? Întotdeauna. Da. O simți lângă tine, mereu. Da. Sunt momente când sunt trist din cauza școlii sau supărat din cauza unor prieteni. Nu știu ce decizii să iau. Iar dacă era mama, mă duceam la ea, îmi spunea un sfat bun, mă cuibăream în brațele ei și aveam încredere și... Eram super fericit. Singurătatea, frica,
dorul s-au cuibărit în viața lui Andrei. Dar cu ajutorul familiei a reușit să treacă peste toate. După moartea mamei, sora mea a fost ca a doua mamă pentru mine, fiindcă m-a ajutat la teme, cu banii, lucrurile din casă. Și mi-a fost foarte greu la început cu să mă împac cu ideea, dar sora mea mi-a deschis ochii și m-am făcut să mă gândesc la viitor. Ești la Nextar, ar fi plăcut să te vadă. Da. Te vede, să-ți dea Dumnezeu succes la Nextar. El e Andrei. Ascultați-mi cu atenție. Ce faci? Cânți? Da. Cânți? 14 ani, Pepe, ai dreptate, voce în schimbare. Da, se simte, după cum vorbești. Vedem, vedem, judecăm mai apoi, da? Andrei a primit de la mama lui un dar de neprețuit. Vocea. Ea îl ajută să-și deschidă sufletul și să transmită emoție atunci când este pe scenă.